vedem mai în toate zonele este lipsă de ploaie, mare sece. Vă îndemn pe toți credincioși în toate satele și comunile să rugați părinții slujitori ai dumneavoastră să ieșiți cu micul mare pe câmpuri la o fântână unde se va săvârși taina Sfântului Maslu și a gheasmă, mijlocind cu micul mare la bunul și milosivul Dumnezeu să reveze ploaie pe pământ. Atât ne-a mai rămas rugăciunea, credința, nădejdea în Dumnezeu, care este iubire și milă. Și în afară de rugăciunii care se vor face și să va săvârși taina Sfântului Maslu prin toate mănăstirile și toate bisericile din parohie, dumneavoastră, ca credincioși, buni, evlavioși, ortodoxi, când vă faceți canonul și pravila, să rugați de milosivul Dumnezeu să trimită această mare binecuvântare, pe cum bine ați auzit astăzi, în timpul Sfintei Liturghii, la cere s-a făcut rugăciuni pentru ploaie. Vă mulțumesc din inimă, iubiți credincioși, pentru că ați ales astăzi să fiți prezent astăzi în frumoasa mănăstire a Bâlcu, unde de altfel dumneavoastră, cu credința, cu evlavia dumneavoastră, înfrumusețați de fiecare dată slujbile Sfintei noastre mănăstiri. Și mă bucur că, în afară, că vin foarte mulți pelerini din afară, din toate comunile și, am putea spune, din țară, eșenii noștri, eșenii sunt foarte apropiați locului și nu numai duminică de duminică, ci în fiecare noapte vedem în timpul trenii de miezul nopții la ora 12 sunt cei din Iași care urcă la rugăciune. Este o bucurie. Este o bucurie pentru râvna unora care știe ce înseamnă rugăciunea de miezul nopții, care este de aur înaintea lui Dumnezeu și este de altfel bine primită înaintea lui Dumnezeu, depinde fiecare cu necazul, cu suferința și cu durerea care urcă spre dealul mare la Hadâmbă și la icoana făcătoare de minuni, a preacurate Maicii lui Dumnezeu. Bogăția noastră la creștin ortodox este că bisericile noastre și mănăstirile noastre sunt ahi pline de buni creștini. Vedeți că mare Dumnezeu și să-i mulțumim lui Dumnezeu, să nu uitați ce vă spun astăzi, noi când mergem în alte țări, vedem mari catedrale și mari monumente și muzee și plătim intrarea și nu știu ce mai spunem, vai de mine, dar ce au mai făcut oamenii ăștia? Ce tezaur, de unul l-au adus, de unul l-au luat, de unul l-au. La noi românii, în loc să ne bucurăm să face Catedrala Neamului, lovim zi noapte în Patriarhul nostru. Să-i dea Hristos Dumnezeu sănătate, să-L țină în zilele, să fim mândri că suntem români și să va zidi Catedrala Neamului. Că asta este o prorocie, nu vă spun astăzi. O să o vedeți cu ochii dumneavoastră de ce a lucrat Dumnezeu prin prea fericitul să facă Catedrala Neamului. Și în cât timp, că dacă nu mă înșel anul acesta sau când, se va sfinți Catedrala Neamului. Trebuie să fim mulțumiți și bucuroși cum ne bucurăm, mergem în alte părți și vedem lucruri mărețe și noi românii merităm să avem așa o catedrală. Mulțumim, bă, dar prostii, că m-ați ascultat cu atenție și cea mai mare bucurie este a fi pentru mine să vă folosiți din cuvântul propovăduit și pentru mine de fiecare, în fiecare duminică este învierea lui Hristos când vă văd cu micul mare atâta mulțime de popor la slujbele Sfintei noastre mănăstiri. Să nu uităm, iubiți credincioși, mâine este o mare sărbătoare. Suntem creștini, știm cum să cinstim și să respectăm pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa, Elena. Doamne ajută! Și pe 17, că tot uit să vă anunț, iunie, da? În postul Sfinților Apostoli, la ora 17, precum bine știți, după rândeala Sfintei noastre mănăstiri, în fiecare post, va fi prezent Părintele Episcop Calin Botoșeneanu, unde va săvârși taina Sfântului Maslu. Doamne ajută! Mulțumim și bodaprostii pentru darul pus în acest coșuleț istoric. Că îi spun istoric, am câteva, cred că 3 luni zile.
când din sudoarea frunții dumneavoastră încercăm cu îndrăzneală să finalizăm casa pelerinului. Și în toamna aceasta sperăm să scăpăm de datorii și să facem centrala, să băgăm apa, vom sfinți casa socială de peste drum, care este numită Casa Pelerinului. Cei mai mari titluri la această casă sunt Prințul Sturza Ștefan, împreună cu familia, și am și primirea lui Dumnezeu, unul din fiii mei duhovnicești, care este un mare titlu și încă un fiu devenit titlu la Casa Pelerinului și, în ultimul rând, dumneavoastră, care contribuiți în acest coșuleț pentru finalizarea acestei frumoase case, unde va adăposti peste 600 de pelerini, unde își vor pleca capul. Pentru dumneavoastră trăiesc și pentru dumneavoastră fac totul. Singurul păcat care am înaintea lui Dumnezeu este că nu ne-am bătut joc de banul credincioși. Și dacă vreți să mă condamnați, să vă văd că aveți curaj. Fiindcă vedeți cu ochii, bănuțul dumneavoastră unde s-a pus, fiindcă după Revoluție n-am găsit nimic și știți doar unde am stat, într-un tun de 3 metri, timp de un an de zile și iată mâna lui Dumnezeu, cum spun credincioși și raiul pe pământ, Maicuța Domnului a blagoslovit să arate așa frumos această mănăstire. Este pentru prima dată, mulți ne-au mulțumit, mulți tot te îndeamnă să mai faci ceva, nu? Să uite că e bolnav, nu e bolnav. Dar pentru prima dată, ieri, un tânăr venit de la București, căuta stare și mănăstire. Și pentru moment am zis că nu știu unde este. Îmi pare rău, tare îmi pare rău, mă duc mântuit acasă, n-am fost niciodată. Toată Moldova asta n-a vrut să-mi spună nimeni de așa măreață mănăstire și directorul unui hotel din Bucium s-a îndurat și mi-a spus, dacă vrei să vezi cu adevărat ceva în zona Moldovei, du-te la mănăstirea Adân. Și vreau să-l caut pe acest părinte stare, să-i mulțumesc eu personal și am putut să fac cu locul acesta. Nu este o mândrie pentru mine, este o bucurie, fiindcă se mai găsește câte un om al Dumnezeu să știe să prețuiască munca unui om. Iar ce dumneavoastră știți că Dumnezeu sfințește omul și omul locul de-a fi. O măicuța noastră, te rugăm fervinte să ne asculte.